Și pentru acest weekend avem câteva recomandări pentru petrecerea timpului liber. Chiar dacă vremea este imprevizibilă în acest sfârșit de săptămână, avem parte de suficiente și diversificate evenimente care să ne determine să ne petrecem timpul liber într-un mod cât mai plăcut. La această oră este în plină desfășurare târgul de toamnă Culegem roadele la Crișcior. Expoziția producătorilor tradiționali, un spectacol folcloric, jocuri și obiceiuri din bătrâni și, dacă vă grăbiți un pic, de la ora 19 pe scenă va urca Lidia Buble. Evenimentul se va încheia cu un senzațional spectacol de lasere și artificii. De astăzi și până duminică la Petroșani sunt organizate o serie de evenimente cu ocazia jubileului 75 de ani de la inaugurarea linii ferate Bumbești-Livezeni, unică, construită pe stâncă și care dăinuie în timp. Un tren special de fileu expres va circula pe traseul Petroșani-Târgu Jiu și vor avea loc expoziții de fotografie, concerte de muzică folk, proiecție de filme, spectacolul Occident Express la Teatrul Petroșanian, promenada personajelor de epocă și lansări de carte. Până luni 30 octombrie, la Sala Sporturilor din Deva se desfășoară campionatul național individual al juniorelor la gimnastică artistică feminină, eveniment organizat sub egida Federației Române și care reunește 126 dintre cele mai bune sportive junioare de la 16 cluburi de profil din țară, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani. Sâmbătă 28 octombrie, începând cu orele 14 în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean, puteți participa la spectacolul aniversar al coralei Sargeția 25, un sfert de veac de existență, activitate artistică și premii obținute la numeroase festivaluri și concursuri de profil în țară și străinătate. Tot sâmbătă și tot la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, dar de la ora 19, sub genericul Everest Dream, pianistul orădean Turzo Zoltan, deținător a două titluri mondiale Guinness World Records, va susține un inedit concert, un show de lumini și piese interpretate și improvizate live. La galeriile Forma puteți vizita până în data de 3 noiembrie expoziția de grup Amplitude, unde sunt expuse lucrări de pictură realizate de artiști plastici din țară și străinătate. Dacă vă e dor de teatru, puteți da o fugă până la Teatrul Ide Sârbu din Petroșani, unde de la ora 18 va avea loc premiera spectacolului Peripețiile bravului soldat Schweig de Jaroslav Hašek. Și dacă sunteți plini de energie, sâmbătă, începând cu ora 10, puteți participa la o acțiune de voluntariat la Biserica Reformată din Rapold pentru a face curățenie în jurul acesteia. Este nevoie de oameni cu mănuși de protecție și ceva unelte, gerbe, furci, drujbă, trimmer. Merită efortul pentru că Biserica Reformată este cel mai vechi monument de arhitectură din satul Rapoldul Mare și are în cimitirul vechi monumente funerare de epocă romană care merită să fie puse în valoare și în circuitul turistic împreună cu biserica.